Salutare prieteni și bine v-am găsit! Ei bine, probabil ați realizat și voi că în ultimul timp produsele s-au scumpit extraordinar de mult și am venit astăzi cu un videoclip în care să încerc să găsesc o soluție la această scumpire a produselor și am găsit o oarecare soluție, nu este cea mai bună, eu nu sunt specialist economic, de-abia fac educația antreprenorială pentru prima dată, acum în clasa a 10-a. Însă o metodă pe care am găsit-o este cea de a cumpăra produse mai ieftine, dar identice cu cele pe care le cumpăram până acum. Exemplu foarte simplu, păi avem aici două sticle de apă. Avem această sticlă de apă Borsec pe care o țin în mână de 2 litri și avem această sticlă de apă Aqua Carpatica pe care o țin în mâna dreaptă. Ei bine, apa Aqua Carpatica este cu 35 de bani mai ieftină decât apa Borsec. Poate părea foarte puțină diferența, dar să vedeți ce urmează. Am adus aici pe masă și două sticle de ulei. Avem aici o sticlă de ulei Bunica, care costă 8 lei și 20 de bani. Și avem aici o sticlă de ulei Furnicuța, care costă 6 lei și 20 de bani. Ambele sunt uleiuri rafinate. Și acum vreau să vă zic că toate produsele pe care le vedeți aici pe masă au fost testate de mine. Toate au același gust, toate funcționează la fel de bine. Atât apele, cât și uleiurile. Haideți să mai vedem și alte produse. Avem aici două cutii de cereale. Bine, o cutie și o pungă de cereale. Dacă în mâna dreaptă am niște cereale Muesli Vitalis, preferatele mele, care costă 9 lei și 20 de bani, în mâna stângă, la același gramaj, am o pungă de cereale Muesli de la marca proprie Auchan. Ei bine, acestea costă doar 7 lei și 30 de bani. Dacă ar fi să cumpărăm două produse mai mici, de această dată însă două produse foarte bune pentru că mie îmi place pateul, ei bine, avem aici două cutii de pateu, bine, două conserve de pateu. În mâna dreaptă avem un pateu Scandia de porc, iar în mâna stângă avem un pateu Buceci de porc. Cel din mâna dreaptă costă 4 lei și 20 de bani. Eu, dintre acestea, obișnuiam să mănânc. Însă și cel din mâna stângă, Buceci, pateu de porc pe care l-am descoperit de curând, este la fel de bun și totuși cu un leu mai ieftin. Iarăși, o oarecare diferență. Haideți să comparăm două pâini de această dată, pentru că da, în mâna stângă am o pâine cumpărată normal, o pâine de la brutărie, bine, luată din Auchan, tot la brutărie o fi făcută, și este o pâine cu maia, o pâine care cântărește 300 de grame, și costă 2 lei și 50 de bani. Ei bine, în mâna dreaptă am o pâine, toast, care costă 4 lei și 20 de bani. Este exact același gramaj și totuși o diferență destul de mare de preț. Însă ambele pâini sunt la fel de bune. Tocmai ce m-a dus pe masă niște produse mai interesante pe care noi am văzut de la început aici pe masă pentru că erau la frigider ca să nu se strice. Ei bine, haideți să începem cu untul. Am în mâna stângă un unt de la Napolact care a costat 9 lei și 20 de bani, în timp ce în mâna dreaptă am un unt de la Albalact care a costat 8 lei și 15 bani. Acum, ambele au același gramaj, ambele au aceeași grăsime, 65%. Care este totuși diferența între ele? Păi, untul de la Napolact se întinde mult mai ușor pe pâine după ce este lăsat evident să se încălzească, se întinde foarte fin pe pâine, în timp ce untul de la Albalact se întinde mai greu pe pâine. Dar untul de la Albalact nu este la fel de dulce ca untul de la Napolact. Mie mi se pare că este mult mai bun untul de la Albalact, îl prefer întotdeauna. Apoi mai avem lângă noi un pachet de șuncă Fox de 125 de grame care a costat 5 lei și 20 de bani cu șuncă de Praga, iar în mâna dreaptă avem un pachet de șuncă de Praga de la Meda care a costat 10 lei, într-adevăr având 200 de grame, dar totuși dacă le punem la oaltă, diferența rămâne de 2 lei și 50 de bani. Acum, eu folosesc șuncă la toate sandvișurile pe care le pun la mine la școală, dar găsiți această diferență și la alte produse din categoria mezeilor. Acum, o altă modalitate prin care mai putea economisi bani ar fi aceea de a cumpăra mai multe produse la cutie. De exemplu, aceste Barni. Sunt 5 prăjiturele Barni într-o cutie și au costat 5 lei și 5 bani. Ei bine, o prăjiturică Barni, cea mai bună prăjiturică din comerț pe care o mănânc și pe care mi-o pun la școală, de asta am și adus-o în fața voastră, o prăjiturică Barni costă undeva la 1 leu și 15 bani. Deci, dacă facem un calcul foarte simplu, este diferență de 0,75 de bani dacă luăm 5 bucăți separat sau dacă luăm 5 bucăți împreună în această cutie miraculoasă pe care o găsiți în absolut orice hipermarket. O altă variantă de a economisi niște bani atunci când mergeți la cumpărături este să fiți atenți la produse care se încadrează într-o campanie promo de 7 plus 1, 8 plus 1, 9 plus 1, habar n-am. Să fie un produs gratis.
Și lucrurile astea se respectă. Eu am aici în față un exemplu cu iaurturile Müller. Iaurturile mele preferate cu fructe, de când am început să mănânc, nu m-am mai putut despărți de ele, sunt foarte bune. În fine, dacă aș lua toate iaurturile separat, 8 iaurturi câte sunt în această cutie, aș ieși mai scump decât le-aș lua cu 8 în această cutie. Pentru că așa cum scrie și aici pe ambalaj, avem 7 plus 1 și am verificat în magazin, acest 7 plus 1 se aplică. Recomand iaurturile Müller așa, ca o paranteză. Dacă vreți să mâncați ceva și care să se facă și repede și să fie bun și să vă țină de foame, ei bine, putem apela la niște batonașe de pește de la orice firmă. Eu am adus de la Frosta pentru că dintre astea mănânc de foarte mult timp. Sunt 11 lei 10 batonașe de pește care sunt consistente. Eu mănânc 5 de obicei la o masă, cu piure de cartofi și roșii în general. Dar pot fi prăjite sau preparate la cuptor, depinde dacă vreți să fie mai grase sau nu, mie plac prăjite în general și reprezintă o soluție foarte bună de a mânca mai rapid, asta ca să nu dai comandă de mâncare în oraș, dacă nu ai ceva făcut deja de mâncare în casă. Deci cu 12 lei, haide să zicem că puneți și 500 de grame de cartofi la fier să vă faceți o piure de cartofi, cu 15 lei puteți să mâncați și să vă săturați de-a binelea. Și cam acestea au fost cele două coșuri pe care eu le-am propus. Cel cu mâncare mai ieftină și cel cu mâncare mai scumpă. Dacă stai să facem un calcul simplu, diferența este de 68 de lei, haide să aproximăm 65 de lei, să presupunem că luăm aceste produse săptămânal. Bine, mai luăm altele, se compensează, bla bla bla, se compensează între ele, bla bla bla, nu mai contează asta. 65 de lei într-o săptămână înseamnă undeva la 860 de lei, dacă nu mă înșel, într-un an. Dacă am fi pus acești 860 de lei dintr-un an în Bitcoin, în urmă cu 3 luni, ei bine, astăzi am fi avut banii dubli. Am fi avut 1960 de lei, deci o sumă destul de mare de bani. Sau am putea să completăm cu acești bani diferența pe care o avem acum la facturile de la gaze, de la electricitate și așa mai departe. Și să ajungem unde am plecat. Din păcate, trebuie să ne obișnim cu creșterea prețurilor. De ce? Pentru că resursele planetei sunt pe terminate. Din păcate. Iar asta înseamnă că vom ajunge curând la o criză atât alimentară cât și economică implicit. De aceea este foarte bine să avem grijă de planeta noastră și zic asta pentru că săptămâna viitoare voi pregăti un videoclip având în vedere că în curând se vor da și ceasurile înapoi, un moment important pentru planeta noastră. Ei bine, voi pregăti un videoclip despre poluare în general și despre cum am putea să combatem poluarea. Eu am fost Valentin, dacă v-a plăcut acest videoclip nu uitați să dați un like, să dați și un share cuiva, să dați un share pe story, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Iar până data viitoare, pe curând!